Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Privind spre începutul lunii aprilie, ne putem bucura de o armonie subtilă între Venus și Neptun, o conjuncție astrală care promite să aducă experiențe emoționale înălțătoare și o adâncime a simțirilor care ne umple de bucurie. În această perioadă, vei remarca că agresivitatea și tensiunea se estompează, cedând de loc unor stări de liniște interioară și unei perspective mai clare asupra realității. Pentru cei implicați în domenii precum arta, cultura, finanțele sau comerțul cu bunuri de lux, această perioadă se anunță a fi mai așezată și mai productivă. Totuși, este important să fiți atenți în gestionarea finanțelor, deoarece există riscul de erori sau confuzii, în special în tranzacțiile care nu sunt legate de bunuri tangibile. Pentru nativii din pești, balanță și taur, călătoriile și afacerile sunt favorizate în această perioadă, oferind oportunități de expansiune și creștere. În plan sentimental, eforturile depuse acum promis să aducă rezultate satisfăcătoare, iar conexiunile romantice să fie mai intense și mai profunde. Cu toate acestea, Scorpionii și racii ar trebui să fie atenți la tendința de a păstra secrete sau de a căuta venituri ascunse, atât în viața profesională, cât și în cea personală. În contrast, fecioarele, capricornii și vărsătorii se pot bucura de armonie și stabilitate în relații, iar pentru berbec, leu și săgetător, sunt probabile întâlniri noi și interesante. În ceea ce privește sănătatea, cei cu boli endocrine cronice ar trebui să acorde o atenție deosebită în această perioadă, deoarece aceste afecțiuni pot deveni mai active și pot cauza disconforturi. În plus, săptămâna viitoare aduce o nouă energie, odată cu intrarea lui Venus în zodia berbecului. Această tranziție va stârni pasiuni intense și emoții puternice, însă este important să fiți conștienți că aceste sentimente pot fi de scurtă durată. În timpul acestui tranzit, pot apărea impulsuri de a acționa rapid în viața romantică, dar este esențial să vă amintiți să luați timp să cunoașteți cu adevărat pe cineva înainte de a vă implica profund. În această perioadă, lei pot lua în considerare o revizuire a perspectivelor lor asupra vieții amoroase, reflectând asupra modului în care își abordează dragostea, partenerii și relațiile romantice. Săgetătorii sunt încurajați să ia în considerare consecințele acțiunilor lor, care pot fi deseori egocentrice, și să-și îndrepte atenția spre o abordare mai echilibrată și responsabilă. Pentru capricorni, este un moment oportun pentru a reflecta asupra rolului lor în diverse situații conflictuale și pentru a căuta soluții constructive. În schimb, scorpionii pot fi subiectul atenției admiratorilor lor, în timp ce peștii vor simți nevoia de a-și urmări propriile dorințe și aspirații romantice. Fecioarele sunt încurajate să-și acorde timp pentru aspectul romantic al vieților și să planifice întâlniri sau activități care să aducă o pauză binevenită de la rutina zilnică. Întrucât săptămâna se apropie de final, un sextil armonios între Venus și Pluto aduce un impuls pozitiv în sfera afacerilor și financiară. Acest aspect favorizează acțiunile îndrăznețe și investițiile în bunuri de lux sau artă, oferind oportunități de clarificare a relațiilor și parteneriatelor. Berbecii și scorpionii pot simți o creștere a atracției sexuale și a influenței lor asupra celor din jur, în timp ce taurul, balanța și peștii își manifestă hotărârea în apărarea pozițiilor lor și influențarea mediului înconjurător. Lei se implică cu pasiune în aspectul romantic al vieților, ignorând alte preocupări, iar gemenii pot găsi modalități de a-și îmbunătăți situația financiară. Vărsătorii și săgetătorii sunt încurajați să exploreze idei noi pentru a-și îmbogăți resursele, în timp ce capricornii și fecioarele ar putea avea oportunitatea să se implice în afaceri noi și promițătoare, cu perspective de profit în viitor. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot! Te aștept!